În data de 19 ianuarie 2022, situația epidemiologică la nivelul județului Gorj se prezintă astfel. 303 persoane în carantină la domiciliu, locația declarată. 15.880 de persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 14.963 persoane vindecate, externate și la domiciliu, 49 de persoane internate în spital și 868 persoane decedate. De la ultima informare transmisă de DSP Gorj, a mai fost înregistrat un deces. Este vorba de un bărbat în vârstă de 72 de ani nevaccinat care prezenta și alte afecțiuni medicale. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost confirmate 86 de cazuri de îmbolnăvire dintr-un total de 643 teste efectuate situația prezentându-se astfel 172 teste RT-PCR efectuate, 23 de rezultate pozitive, 0 rezultate pozitive la retestare și 149 rezultate negative și 471 teste rapide efectuate, 63 de rezultate pozitive, 408 rezultate negative. Până astăzi astăzi, 19 ianuarie 2022, s-au primit 288.415 doze de vaccin anticovid și au fost administrate 239.878 doze, dintre care 84.297 doza a doua și 26.169 doza a treia.